Salutare tuturor! Tot așa, în cadrul ăsta nou în care am optat să filmez, afară, în natură, frumos, tot la Vâlcea, vreau să vorbesc puțin despre ce s-a întâmplat cu piața cripto în ultimele zile. De ce a picat, care cred eu că sunt motivele și care e traiectoria pe care o să o aibă în continuare, cu explicațiile, practic, din opinia mea în ceea ce privește acest lucru. Și în primul rând, cripto a picat dintr-un motiv, zic eu, normal. V-am zis de atâtea ori că orice creștere trebuie să aibă și o coborâre. Nu poți să susții o creștere masivă fără să te corectezi la un moment dat, pentru că în primul rând sunt niște interese la mijloc. Și care credeți voi că au fost interesele? Păi în primul rând, cei mari trebuie să ia banii celor mici. Și ați văzut că tot crash-ul ăsta s-a întâmplat într-un moment destul de cheie. Imediat sau la puțin timp după ce a spart 50.000. 50.000 era vehiculat peste tot pe internet. Dacă trece Bitcoin de 50.000, gata, to the moon, to Mars, tu cine o, unde o fi. Și s-a întâmplat, a trecut, i-a dat un pic de speranță investitorului retail și după aia s-a oprit, i-a dat în cap, s-a dus mult în jos. Bine, mult, da, aș zice un 20%, 25%, că s-a dus de la un 52.000 la un 42 pentru un minut, adică nu a durat foarte mult, după aceea a început să-și revină și a cam tatonat zona de 45, 46, 49. Așa că nu pot să zic că a fost o corecție atât de gravă pentru cripto. Dacă ar fi fost în indici, da, ar fi fost grav. Dacă ar fi fost în orice altceva la bursă, ar fi fost mult mai grav. Dar pentru cripto eu deja m-am obișnuit și nu mai fac griji când văd 20%. E, ok, 20%. Ce are? N-are nimic, poate mai cumpăr. Deci cam asta ar trebui să fie gândirea, apropo. Bun, deci pe ce vreau în primul rând să mă axez este instituțiile. Dacă vreți să știți, și eu sunt destul de sigur pe această informație, mare parte din tranzacțiile care se produc în piața cripto nu sunt de la noi. Noi suntem atât. Bine, nici chiar atât, suntem cam 30% maxim din totalul tranzacțiilor care se produc în piața cripto. Chiar și, să zic așa, retailerii mai bogați. Mare parte, adică restul de 70% sunt instituții, sunt fonduri, sunt băieții mari care fac mișcări la care noi nu ne așteptăm. Ei fac mișcări special împotriva noastră. Și ce s-a întâmplat? Deci am zis că a fost un pic orchestrată treaba. Păi dacă toată lumea știa că dacă trece de 50.000, pentru că așa se vehicula pe net, o să bubuie, și a trecut de 50.000 și a dat un pic de speranță, s-a dus în 51, în 52, în 53.000. Ce-au făcut băieții? Noaptea, ca hoții, că s-a întâmplat chiar noaptea. Bine, noaptea în state, undeva dimineața la ora 8, 8:30, ora Americii, dar pe coasta de vest, mai exact în zona Californiei. La 8:30 PST, cred că ar veni, Pacific Time, adică vin vreo minus 10-11 ore față de noi, cam așa, aproximativ, băieții au dat lovitura de grație. O balenă foarte mare, 2, 3, 5, adică niște investitori foarte mari, au dat în cap, au vândut masiv. Și când se întâmplă chestia asta, selling pressure-ul apasă. Și ce se întâmplă? Mulți, când au trecut, cel puțin asta este opinia mea, mulți când au trecut de 50.000 au prins foarte mult curaj. Și pentru că au prins curaj, ce s-au gândit? Gata, boss, ne îmbogățim acum, next top 60.000. Deci dacă crește 10.000, care înseamnă undeva la 20%, și eu intru X10, înseamnă că o să-mi crească 100%. E interesant, nu? Mulți poate au gândit așa, asta e părerea mea, mulți cred că au gândit așa și au intrat cu leverage. Pentru că în momentul în care o balenă, un investitor mare a venit cu selling power, cu selling pressure foarte mare și a apăsat, a dat în stopuri, sau, practic, pentru că au intrat cu X10 și nu aveau destul de lichiditate, i-a lichidat total. Și ce se întâmplă când lichidezi o poziție cu leverage sau dai într-un stop? Practic, se inițiază un sell order. Și dacă se inițiază un sell order, în condițiile în care erau alte sell order-uri deja angrenate, sell-ul crește și mai mult. Și e, de fapt, un efect de domino. Dacă vin băieții și lovesc fix unde trebuie, cu suficienți bani cât să împingă prețul în jos, și lovesc în niște stopuri, după aia din stopuri lovesc în niște lichidări și tot așa și tot așa, imediat se duce totul în jos. Și de aia se produce un climax, pentru că mișcarea e atât de bruscă și nu ai cum să o prinzi decât efectiv să fii în momentul ăla cu banii în cont, să pui, nu știu, ori să ai ordinul pus, ori dacă nu ai ordinul pus, să fie atunci dai click, gata, la market price și ce o fi, o fi. Și chiar și dacă pui la market price, e posibil să nu prinzi, pentru că piața s-a mișcat atât de repede, încât au fost atât de multe ordine care nu au putut să fie absorbite. Deci a fost, zic eu, o mișcare orchestrată special. Pentru că imediat și-a revenit, adică dacă vă uitați fix în ziua aia la 8:30 ora Americii de pe coasta de vest și vedeți cum a picat și după aia s-a oprit și brusc în 5 minute își revenise, cel puțin, cred că 10% își revenise din preț, vă dați seama că totul a fost orchestrat. Și pe lângă chestia asta a mai fost un lucru care cred eu că a influențat practic gândirea de masă, pe lângă spargerea plafonului, pragului de 50.000 care era pentru Bitcoin foarte importantă, a mai fost un lucru. El Salvador. El Salvador fiind prima țară care a dat încredere adoptând Bitcoin ca monedă de circulație națională, a zis gata tata, ăsta e începutul, El Salvador a adoptat, stai să vezi cât crește Bitcoin acum, a mai trecut și de 50.000, dezastru, gata, ce 60.000 Bitcoin, se duce în 80.000, imediat, în 2 secunde. Nu s-a întâmplat asta, pentru că de fiecare dată când toată lumea, și pe aici mă refer toată lumea retail, gândește chestia asta, băieții mari și deștepți fac fix opusul, pentru că nu o să-ți dea ție ce vrei tu să-ți dea, o să facă fix ceea ce o să-ți dea puțin, să zic eu, puțină speranță și după aia îți taie capul direct și te duci în jos. Deci asta este ce cred eu că s-a întâmplat. A fost un pic chestia de buy the rumor, sell the news. În momentul în care s-a oficializat toată treaba asta, piața s-a dus în jos. Ați văzut că și în El Salvador a fost un pic haos, pentru că oamenii erau foarte supărați. Uite ce s-a întâmplat, mamă, nu știu ce, Bitcoin-ul ăsta ne-a distrus. Oamenii au ieșit în stradă, dar deși Bitcoin-ul s-a dus în cap destul de mult și cripto în general, pentru că am impresia că s-au lichidat undeva la 200 de miliarde din piața de cripto în total. Niște cantități, niște lichidări masive. Chiar am pus la un moment dat pe Instagram o poză cu lichidările care s-au produs în acel moment și era out of this world, adică ceva total anormal și practic a speriat foarte mult lumea. Deci toată treaba asta cu El Salvador cred că s-a profitat, pentru că știți bine, știrile niciodată nu vin în momentul oportun, știrile vin fie ca scuză, fie prea târziu, fie, nu știu, să ne facă pe noi să credem că înțelegem ce s-a produs, că de-aia a picat, mă. A picat de la știrea aia. Nu, de multe ori n-a picat de la știrea aia, a picat pentru că era totul orchestrat. Și când se orchestrează, niciodată cei mici nu ies învingători. De multe ori cei mici sunt cei care se numără în procentul de 70 ceva, 80% din cei care pierd bani la bursă sau prin CFD, cripto și așa mai departe. Deci asta cred eu că s-a întâmplat. A fost totul atât de bine orchestrat și a venit știrea cu El Salvador la fix. Și chiar dacă a scăzut foarte mult cripto, ați văzut, Ucraina vrea să dea o lege pro-cripto. Mai era o țară, am pus eu tot așa pe Instagram o poză la story cu o altă țară, cred că Argentina? Nu mai știu, o să mă uit și vă pun pe ecran când o să editez acest video, tot așa a zis că vrea să urmeze pe calea El Salvador, să adopte Bitcoin ca state level currency. O să fie, cred eu, de aici încolo o revoluție. Deja eu nu cred că mai putem să vorbim de cripto ca o bulă. A trecut vremea aia. Dacă în 2017-2018 puteam să vorbim de așa ceva, pentru că market cap era mai mic și nu numai de market cap, dar nu intraseră atât de multe instituții, în momentul de față nu cred că mai putem să facem asta. Deja vorbim de o adopție din partea băieților mari, ei deja trag foarte tare de guverne, hai, implementați, legiferați, faceți, nu știu, puneți pe Binance să aibă KYC-ul și altfel, dacă nu au KYC-ul, să-i limitați. Faceți ceva să fie în avantajul nostru, faceți să putem să intrăm masiv în cripto, să controlăm și mai mult. Ei oricum controlează toată piața, din nou, 70% din totalul tranzacțiilor sunt de la băieții mari, 30% suntem noi ăi mici care mai tranzacționăm sau facem hodl, dar 30% versus 70% e nimic. Așa că aveți în vedere că de fiecare dată când vedeți o mișcare din asta masivă, nu vă speriați. Banii, să zic, instituțiile fiind băgate, niciodată nu o să lase cripto să se ducă la zero. O să-l ducă fix până în punctul în care vor ei să-l ducă. Dacă vor să-l ducă în 30.000, o să-l ducă în 30.000. Dacă vor să-l ducă în 40.000, îl duc în 40.000. Îl duc unde au ei nevoie să-și facă mișcarea. Pentru că și aici, iarăși, a fost o mișcare foarte bună. Ei și-au dat seama, ei știau de fapt, nu că și-au dat seama, ei știau că că e foarte mult leverage intrat în zona de 50.000. Și știau că sunt, cum să zic, oamenii greedy care au intrat cu leverage, n-au intrat cu o, un leverage mic, sau dacă am intrat cu un leverage mic, n-au suficienți bani în spate, suficient collateral care să susțină poziția în cazul în care Bitcoin se duce foarte mult în jos. Pentru că majoritatea își puseseră ce? Își puseseră un stop loss probabil la un 45-46 de mii. Dacă vă uitați și pe net, foarte mult zic că zona de 46 de mii este o zonă esențială pentru Bitcoin. Și da, este o zonă esențială. De aia i-au dat fix un spike masiv în 42 de mii, ca să-i scoată și pe aia care credeau că e o zonă esențială. Pentru că niciodată nu îți dau timp să respiri. Plus că, pentru că s-a întâmplat într-un moment în care Statele Unite dormea și zona, toată coasta de vest dormea, ei n-au avut timp să reacționeze. Cât se trezesc la 7-8 dimineața să vadă că pică, hai repede, nu știu, să fac ceva, să reacționez. Majoritatea nu stau să facă chestia asta. Au fost roboți la mijloc care au început să facă vânzarea masivă, după aia și-au dat seama că bam, dau un stopuri, de fapt știau că dau un stopuri și lichidează, conturi, și după aceea ce au făcut? Credeți că acele volume foarte mari care au intrat au fost retailerii? Da, or fi fost și niște retaileri acolo, dar mare parte din volumele alea n-au fost de la retaileri. Mare parte dintre volumele alea au fost tot de la băieții deștepți de data asta. Tot ei fac ce vor din noi. Așa că asta ca o lecție, zic eu, bine, lecție nu pentru voi neapărat, pentru toată lumea și pentru mine și pentru toată lumea. Nu încercați să vă luați după ce așteaptă toată lumea. Am punctat lucrul ăsta de fiecare dată. Dacă undeva scrie că aștept Bitcoin 20.000, 30.000, gata trece de 50.000, bubuie, gata, dacă se întâmplă asta, bubuie. Dacă voi știți și ați ajuns la informația aia ușor, și mă refer ușor că ați citit-o pe Reddit, că ați citit pe CNBC, că ați citit nu știu unde, ați văzut un video de la un YouTuber faimos. Dacă ați văzut informația asta într-un loc unde foarte multă lume are acces, vorbim de peste milionul de oameni, gândiți-vă că băieții deștepți, băieții mari, știu și ei și știu să facă fix opusul la ceea ce vă așteptați voi. Și dacă ei știu să facă fix opusul, trebuie și voi să vă dați seama că în orice moment se poate întâmpla asta. Ceea ce înseamnă că în momente critice sau imediat după un moment critic, nu intrați cu leverage nu știu cât, că gata vă îmbogățiți, că iarăși este vorba de omul lacom. În momente critice, nu vă apucați să luați decizii pripite, judecați cât mai la rece. Gândiți-vă că se poate întâmpla și alba și neagra. Dacă voi sunteți pregătiți pentru ambele variante, că pică sau că urcă, n-aveți cum să pierdeți. Veți merge cu băieții deștepți. Dacă ziceți că se poate întâmpla doar ce scrie pe internet, altă variantă nu e, vă supuneți unui risc foarte mare. Așa că nu zic că se va întâmpla de fiecare dată chestia asta, de fiecare dată când va scrie undeva că gata, dacă trece de 50.000 urcă, o să vină băieții deștepți și o să dea toată piața în jos. Nu e o regulă, dar este suficient să vă prindă o dată și să fie după ce ați câștigat voi vreo 10, 20, 30 de mii de dolari în cripto, sunteți fericiți, mamă câți bani am făcut, bag pe toți acum să vezi că îi multiplic, fac x2, x3, x5. Și să se întâmple fix opusul, să-i pierdeți pe toți. Așa că trebuie să fiți cumpătați până la final. Dacă ați putut să gândiți la rece până la un punct, gândiți la rece până la final. Că dacă faceți chestia asta, n-aveți cum să pierdeți. Asta este sfatul meu pentru voi. Și ca să vă dau și opinia mea cu ceea ce cred eu că se întâmplă în continuare, piața o să-și revină. După ce își revine, o să crească în continuare și o să aibă mai multă putere, pentru că în momentul de față se consolidează, reacumulează, pentru că v-am făcut acel video și sper că v-ați uitat cât mai mult la el despre cele 3 niveluri ale prețului. Este într-o reacumulare acum. Nu înseamnă că te treacă de la 1 la 2 la 3 mereu. Poate treacă la 1 la 2 la 3 pe un time frame mai mic sau pe un impuls anume și după aceea să se corecteze și intră într-o reacumulare și iarăși crește în continuare. Deci, ce zic, trebuie să vedeți toate nivelurile și să gândiți logic tot ceea ce se întâmplă, pentru că dacă prindeți, să zic așa, înțelegeți cum funcționează piața în complexitatea asta, pentru că este foarte complex tot ce se întâmplă, nu e atât de ușor să puneți două linii, să puneți o medie, a ajuns undeva, vedeți că pică, gata, își revine nu știu la cât, nu, trebuie să stați, să faceți o analiză și să vă gândiți cum ar gândi cei mari dacă ar vrea să vă ia banii. Că așa, asta, dacă aveți și voi gândirea asta, o să mergeți cu ei și dacă mergeți cu ei, n-aveți cum să pierdeți. Cam asta am vrut să vă zic, deci astea sunt motivele care cred eu că sunt motivele care au stat în spatele crash-ului recent. Au fost, ca să recapitulez, faptul că se știa că oamenii așteaptă un punct anume, 50.000, s-a trecut peste el, au dat un pic de speranță și după aia au făcut fix ceea ce nu se mai așteptau oamenii sau trebuia să se aștepte, dar nu s-au așteptat. Au lovit în stopuri, i-au lichidat și după aia au intrat cu forță, motiv pentru care în minute, la propriu în minute, piața s-a dus foarte mult în jos și și-a revenit o bună bucată și aici vorbesc de peste 10% într-un timp foarte, foarte scurt, 10 în jos și 10 în sus. După aceea, El Salvador, buy the rumor, sell the news, un pic de speculă în acest sens și un pic de, cum să zic eu, hai să facem fix opusul la ceea ce se gândesc oamenii că o să se întâmple. Și foarte mulți începători care cred că se îmbogățesc, foarte mulți oameni lacomi care au fost afectați. Doar oamenii lacomi să știți că au fost afectați. Oamenii care au un plan, oamenii care știu cum să intre cu leverage dacă intră cu leverage sau care intră pe invest, n-au niciun stres. Eu unul sunt cu invest, am și un pic de leverage, dar am leverage în așa fel încât trebuie mult să se ducă. Nu 10%, nu 20%, 50% să se ducă ca să-mi lichideze poziția. Și oricum pozițiile mele de leverage nu sunt majoritare. Pozițiile mele de leverage și dacă mă lichidează, ok, e un mic setback. Adică eu sunt pe principiu fie fac niște bani în plus, fie dacă mă lichidează nu mă distruge. Asta trebuie și voi să gândiți, că dacă vă lichidează vreodată cu o poziție pe leverage, nu vă distruge. Puteți să fiți 90% pe invest sau 80% pe invest, că dacă aveți 20% pe leverage, 20% îi recuperați. Dar dacă sunteți invers, mai greu să recuperezi 80%. Cel puțin ăsta ar fi sfatul meu. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Lăsați în comentarii părerea voastră despre crash-ul acesta, care credeți că au mai fost motivele din spate și ne vedem în următorul video. Pa, pa!